Bine ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi am alături de mine un om pe care îl admir, îl respect și îl prețuiesc enorm. Este vorba de actorul, regizorul, profesorul și lista nu se oprește. Mihai Gruia-Sandu. Sunt foarte fericită că ați acceptat să veniți la noi la Muzeul Național al Literaturii Române, pentru că de mult mi-am dorit să fiți aici alături de noi și să stăm de vorbă. Sunt atât de multe lucruri. Avem 4 ore la dispoziție. Avem... Putem să stăm pentru unele. Astăzi, da. Dacă nu facem serial. Este important că vă prind acum, în octombrie, când este și ziua noastră de naștere, deci vă spunem de pe acum la mulți ani. Așa s-a nimerit. Să... Nu mai e mult. Și faceți un pas important, aș spune eu. Ieșiți la pensie? Da, am decis următoarea chestie. Am trăit 33 de ani, fix 33 de ani, sub regimul comunist, fix 33 de ani sub un regim de tranziție despre care nimeni nu înțelege și nu știe nimic. Și mă gândesc că următorii 33 de ani să stau liniștit în turnul meu de fildeș și să mă ocup și de alte lucruri decât ce am făcut până acum. Deci au și actorii turnul lor de fildeș, nu numai scriitorii? Că așa se spune despre scriitor, că se închide într-un tur de fildeș. Și de acolo... Da, este o parabolă, cred, a interiorizării. Turnul de fildeș, în principiu, este coloana vertebrală. Absolut. Adică intrăm înăuntru și ultima graniță fizică către interiorizarea non-fizică ar fi sistemul nervos, care sigur că, în principiu, în afară de cutia craniană, este localizat și în coloana vertebrală. De acolo vine expresia cu turnul de fildeș. Ce frumos! Da, o explicație absolut necesară și vă mulțumesc pentru ea. Mă gândeam la următorul lucru, că ați început drumul acesta în teatru dând examen de câteva ori. Și n-a fost ușor să intrați, așa? Nu, n-a fost ușor. Ba chiar aș putea să spun că o neșansă a devenit șansă prin grația lui Dumnezeu, pentru că la vremea aceea era un sistem destul de complicat de înțeles astăzi, și anume chestia cu armata. Trebuia să fii incorporabil sau neincorporabil. Altă șansă aveau doar chiulangii care aveau pile. Am și din aceste exemple. Și dacă în momentul în care erai incorporabil, ratai primul examen, pe care eu l-am ratat în 75, după aceea totul devenea mult mai greu, pentru că locurile incorporabile se rețineau din cele neincorporabile și iată, un an înainte de a intra, a mai rămas un singur loc de băiat pe Republica România, Socialistă România. Deci, dacă era un singur loc, cine să intre mai întâi? Azi mi se pare comic. La vremea aceea mi se părea comic. Am ieșit pe locul 19, era ca și cum n-aș fi dat, din aproape 400 de candidați. Erau foarte mulți pe loc. Și locuri foarte puține. Nu, erau foarte puține locuri. Da, erau foarte puține locuri, așa. De asta erau mulți pe loc. Când am dat prima dată, erau vreo 2000 și ceva de candidați. Acum, fiind doar un singur loc, sigur că majoritatea s-au retras în clas puțin. Ce facem? E clar că n-am nicio șansă. Cea mai interesantă chestie e că pe locul acela a intrat Costică Florea, pentru că l-a vrut Cotescu, care era și rector, și pe care după un an l-a dat afară, invocând lipsa de talent. Foarte interesant. Da, adică comedia este pe tot, peste tot. Să nu uităm că suntem în țara lui Caragiale. Da, nu avem cum să uităm asta sub nicio formă. Nu avem, că ni se aduce aminte în fiecare zi. În fiecare zi, deci este... Când am început discuția, cumva am făcut referire la ce se înțelege acum și ce nu se înțelege acum. Și sunt atât de multe lucruri care nu mai sunt înțelese și totul este răsturnat. Da, e clar că este o răsturnare de valori, de foarte multe ori dorită și bine orchestrată, pentru că la vremea aceea, sub presiunea lucrurilor, oamenii erau obligați să gândească, pentru că apăruse clar o gândire duplicitară. Tot știau despre ce este vorba, nimeni nu credea și toți aveau aveau un comportament duplicitar. Adică așa se vorbește în
varianta oficială, așa e cum vorbim noi acasă, așa e cum credem. Câte măști, apropo de... Da, și chiar și pe scenă lucrurile erau foarte interesante, pentru că apăruse un sistem de joc extraordinar în care spuneai un lucru în așa fel încât să se înțeleagă cu totul altceva. Tip de teatru și de joc care a dispărut acum. Acum se joacă doar la prima coajă. Da. La vremea aceea erau subtexte și substraturi și... Foile de ceapă. Da, și exista un public care venea pentru asta la teatru. Putem să considerăm că era o formă de rezistență. Da, chiar tipul da. Tipul ăsta de a juca bilă-nată bilă. Așa. Dau într-o parte să se înțeleagă alta. Corect, corect. Da, așa este. Dar vorbind despre lucrul ăsta, trebuie să înțelegem că teatrul, ca și literatura, nu este ceea ce se crede și ceea ce se vede la prima mână. Este exact relația care se întâmplă între creator și, hai să-i spunem, receptor. Pentru că lumea uită. Lumea uită sau crede că forma este importantă. Apar tot felul de oameni care au tot felul de păreri. Da. Avem specialiști în orice. Și experți în orice. Cum spunea profesoara mea de teatru, Mihaiță, la fotbal și la teatru se pricepe toată lumea din tribune. Corect. Deci, faptul că apar aceste păreri, mă uit cu surprindere totuși pe rețelele de socializare, apar tot felul de oameni care știu ei tot. Și din când în când se naște o mișcare pro sau contra. Da? Și se înregimentează în ea. Cred că n-au ce face acasă sau n-au nicio preocupare. N-au o carte de citit, n-au nimic. Mi-e place că eu întotdeauna aflu ultima ceea ce se întâmplă, pentru că sunt prinsă în toate evenimentele, în ceea ce reușim să facem aici la Muzeul Național Literaturii Române, evenimente, întâlniri, sunt lansări. Normal că nu. Sunt trecut întâi o boare, nu? Deasupra viilor. Nu ne ajută, nu ne îmbunătățește, nu ne ajută cu nimic. Nu ne spune nimic. Da. A trecut o turnă într-o zi, am mai trecut o turnă în alta. Cu clopoței sau fără, nu? Cu talangă sau fără? Da. O întreagă poezie. Cum a fost în perioada aceea de studenție, pentru că ați amintit de profesoara dumneavoastră, cum era ca student? Cum... Știu că se lucra, fiind atât de puțin într-o grupă, mă gândesc că se lucra mult mai intens, se lucra foarte bine. Pentru că noi eram în clasă, eram 7, 4 băieți și 3 fete. Și stăteam și lucram, spre deosebire de ultima grupă de studenți de care m-am ocupat, de master anul întâi, au fost 29, din care 14 n-au venit deloc. E unul din motivele care m-au determinat să îmi văd de treaba mea în altă parte. Înseamnă că dacă nu-i interesat, eu știu câteva metode de teatru. Unele, mă rog, nu am să vorbesc acum despre chestia asta, unele neconvenționale, ca să spun așa. Adică mă mândresc cu orgoliul meu exagerat de a spune că pot să fac din orice student la teatru o vedetă, dar un singur lucru nu pot să-i dau. Dorința lui de a face asta. Corect. Dacă are chestia asta, îl pot ajuta și chiar împinge să ajungă sus de tot. Din păcate, nu știu dacă ei vor asta. Nu mi-este foarte clar. Eu îi întreb ce vor să facă și cel mai frecvent răspuns este: nu m-am gândit până acum. Să zic, păi de ce ai venit aici? De ce ne aflăm mai? În sfârșit să trecem peste chestia asta, că asta sună în critică. Am vrut să fie doar o analiză și mi se critică. Nu-i nimic, eu am luat-o ca analiză, fără îndoială. Și atunci, sigur că lucrurile sunt schimbate. Sunt schimbate mentalitățile, pentru că oamenii ăștia nu mai sunt crescuți după criteriile și cu exigențele cu care am fost noi. Bine, noi acum suntem... Ei se schimbă din 2 în 2 ani, deci vorbesc eu, sunt la dinozauri acum. Corect, așa. Da, vorbesc dinainte de quaternar. Și să revenim la... Cum se lucra? La literatură. La literatură, da, pentru că am revenit la subiectul ăsta. Chiar voiam să întreb, care a fost prima întâlnire cu
cuvântul scris? Când am scris prima dată, am făcut o dramatizare pe un roman, lucrând la Teatrul Sanzărică, și domnul acela care era secretar literar, care i-am dat să citească producția mea și care era și securistul teatrului, printre altele, m-a descurajat profund. Adică a afișat un dispreț extraordinar. Bine, am mai scris să pătrul de chestii, dar nu l-am dat niciodată spre a fi citit. Unul al treilea ochi. De fapt, genul dramatic nu este scris spre a fi citit. Aici lumea înțelege prea puțin. Cuvântul scris este pus acolo ca să declanșeze în cititor imaginația lui. Deci el își completează, plecând de la cuvântul scris, care îl incită, nu? Îl excită, îi dă un bobărna, ca să spun, îl inițiază, să se ducă în propria lui creație. Din cauza asta, e foarte dificil să înțeleagă lumea de ce îmi place aia și de ce nu îmi place aia. Pentru că, să luăm de pildă explicația clasică a fenomenului de rezonanță. Am un pian în această încăpere, îi scot capacul, corzile sunt libere și fac un sunet. Boing! Nu vibrează toate corzile pianului, ci numai aia care este exact la înălțimea sunetului pe care l-am produs. Deci, în momentul în care eu scriu ceva, sau joc ceva, sau cânt ceva, nu vibrează în sufletul tuturor, ci numai aia care pot recepta pe un post de radio vibrația pe care eu am emis. De fapt, despre asta este vorba în artă. Dacă eu am capacitatea să emit o vibrație care să atingă cât mai multe corzi, atunci înseamnă că drumul meu către zonă, către succes, către comunicare, prin urmă, despre asta e vorba, e deschis. Dar trebuie să spun o chestie, că îmi stă în gând de dimineață, îmi stă în gând despre furtul în literatură. Da. Nu vorbesc de plagiat, vorbesc de ceva mult mai grav. Iată, să luăm... Și aș vrea să tăiem chestia asta și să o punem undeva. Nu mai bucățica asta pe care o povestesc acum, pentru că o să dea multora de gândit. Mm-hmm. Adică un poet, astăzi necunoscut, probabil nici la vremea aceea, un poet creștin, scrie o poezie de soiul ăsta. Citez primul catren. Dumnezeu e în toate, e în cele ce sunt și în cele ce mâine forul de la soare, e în pruncul din leagăn și în omul cărunt, e viața ce vezi nu moare. Acel poet, pentru că a fost probabil și de orientare de dreapta mai legionară și în tinerețe, este trimis la canal, unde moare necunoscut, apare un profitor, un lingecisme comunist, care ia poezia, schimbă Dumnezeu cu Partidul Comunist și poezia apare în manualele de școală așa. Partidul e în toate. E în cele ce sunt și în cele ce mâine vor de la soare. E în pruncul din leagăn și în omul cărunt, e în viața ce veșnic nu moare. Mă aud poeții comuniști acei lingecisme, ca să nu zic mai mult. Despre ce vorbim aici? Oameni care și-au clădit o întreagă carieră pe nefericirea și chiar pe moartea altora. Această mărturie trebuia depusă aici, în Arhiva Muzeului Literaturii. Nu dau nume, că să știu eu care sunt. Și nu e un caz izolat. Absolut. Asta voiam să spun acum. Poezie, dar într-o carte făcută de niște, cred că mai erau patru bătrânei de ăștia de peste 90 de ani, acum 10 ani, cred că nu mai există niciunul, care pe o hârtie de ziar proastă au tipărit poezii din închisorile comuniste în câteva exemplare, așa, ceva jenant. Și au făcut așa o seară în care citeau chestia asta. Necunoscuți, n-am auzit în viața mea. Da? În afară de Radu Gir și la Poiculescu, da. Restul habar n-aveam ce. Și oameni care au scris două, trei poezii. Sau atâta s-au păstrat, nu știu. Da. Oamenii ăștia nu trebuiau lăsați la gunoi. Pentru că ei nu făceau
poezie pentru gloria lor. Ei puneau pe hârtie credința lor adevărată și profundă. Asta i-a ținut în viață pe unii dintre ei. Nu, pe majoritatea i-a trimis la moarte. E adevărat. Canalul Dunărea Mare Neagră, la Poarta Albă, acolo au murit peste 200.000. Majoritatea pe motiv că erau preoți creștini care nu renunțau la credința lor sau erau burghezi în sensul că ăștia, nu burghezi cum se chemau la vremea aceea, ăștia care aveau mai mult de 10 hectare. Chiaburi? Chiaburi, da. Deci oameni care au murit pur și simplu pentru că ceea ce credeau ei înainte că e o valoare, între timp a devenit o travă. Da, era suficient să fii într-un loc fără să vrei, deci într-un moment neprielnic și să treci pe acolo, să zicem, din întâmplare și să fii luat pe sus și dus la canal. Era simplu să se facă asta. Cunosc nenumărate exemple. Nu se și probabil. Fără nici o vină. Relațiunea era suficientă. Da. Nu se cera. Și știu o poveste chiar, dar n-am să povestesc că e cumplită. Eu știu, din Teatrul Bulandra, am stat și vreo 17 ani pe acolo. Asta să mă vedeți bine, s-ar putea ca portretul unuia dintre protagoniști să figureze și în acest muzeu. De asta lucrurile sunt foarte complicate. Sigur că există și acea teorie cu care nu sunt de acord, să vorbim despre operă și nu despre om. Mie mi se pare că nu se poate așa. Adică faptul că unii au avut o poziție socială foarte importantă, călcând peste cadavrele altora, nu este salutar. Chiar dacă, să zicem, uite, au scris niște romane sau niște poeme, sau s-au jucat cu cuvintele, că mai există un poetul neamului care a furat și un cenaclu și s-a pus în vârful lui, că toată lumea spune că el l-a făcut. Nu, eu am fost la cenacul acum mult înainte să apară grasul. Da, așa e să spun. Așa. Și nu mi se pare că ceea ce a scris este o chestie de valoare. Mi se pare că este o chestie de conjunctură. E un fel de... Tot din care geală iau expresia. Bate în ciocoi. Mm-hmm. Adică revoltatul fără țintă, cum ar veni. Revoltatul fără cauză arată că el este revoltat. Și unde duce chestia asta? Niciunde. Ok, da. Am văzut tipul lor de discurs, că nu este doar unul, mai sunt câțiva din aceeași tagmă. Cred că este o școală asta. Cum vorbesc ei, de înflăcărează masele, manipulează masele de, hai să spunem, needucați, în sensul că spun un adevăr cu care toată lumea este de acord, de genul pensiile sunt mici și atunci tot presiune, da, Doamne, are dreptate. Și mai pun un adevăr de desubt și la mijloc împachetează o minciună sfântată sau o chestie manipulatoare groasă. Mm-hmm. Dar bine ambalată, lumea o înghite cu totul, ca să spun așa, la pachet. Da. Este o tehnică incredibilă. Dar o văd folosită, adică eu nu mă uit la televizor de ani de zile pentru că chestia asta o văd în discursul oricui. Așa e. Adică președintele țării astăzi spune că să luptăm toleranță zero pentru plagiat. Dar domnul care și-a dat demisia acum câteva zile, fiind acuzat de plagiat și fiind ministru învățământului, este premiat cu steaua României de către președintele României. Adică... Da. Vreau să zic o chestie din Mazilu, pe ce facem dvărșul? Una vorbim și alta fumăm? Exact. Da, e de discutat pe marginea acestor subiecte extrem de importante și pentru că tot am vorbit despre Muzeul Național Literaturii Române și despre poezie până la urmă și despre proză și despre lucrurile acestea, aș vrea să întreb care a fost primul autor pe care l-a citit pe Nerăsuflate, român? Nu mai știu care a fost chiar primul. Da, unul dintre cei cu care... A, deci dacă mă gândesc la primul,
pe care l-am citit pe Nenăsuflate când eram foarte mic și abia reușisem să citesc. Tata fiind profesor și mama învățătoare, adică la noi se cam citea. Se cam citea. Da. La vremea aceea televizorul abia apăruse și după ce am învățat să citesc, pentru că evident, deși erau împotriva, am învățat să citesc cu mult înainte de a mă duce la școală. Normal. La vremea aceea se mergea la 7 ani, eu la 6 deja citeam. Dar cred că primul pe care l-am citit pe Nenăsuflate a fost Radu Tudoran, Toate pânzele sus. Da. Frumos. Nu știu dacă aveam 10 ani, 9, cam 9 ani când l-am citit și evident că aș fi vrut să mă fac marinar în momentul acela, adică așa m-a captivat. Și eu, deși da. eram fată, tot asta mi-aș fi dorit, da. Pentru că ne înflăcăra imaginația. Deci noi când citeam, exact asta făceam, construiam în mintea noastră o lume. Asta se întâmpla și cu Jules Verne, care asta a reușit să... Da, să... da, acum vorbeam da, de... Sigur, dar apropo de imaginație. Da, 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 da. Și mi-am dat seama că nu eram eu, numai eu, ciupit de chestia asta. Undeva în Grecia am rugat pe un domn care avea un 4x4, că eu am o mașină foarte veche și abia mai respiră, să mă scoată dintr-un nisip, ca să zic așa, și el avea o mașină mare și ce scria pe mașina lui? Toate pânzele sus. Foarte interesant! Da. Era de undeva din Ardeal, din, nu mai știu, din Cluj, de unde, din Timișoara, nu mai știu. Toate pânzele sus. Avea o mașină uriașă pe care scria toate pânzele sus. Așa am, da. Am crescut cu, pe lângă, bineînțeles, cartea lui Tudoran. Așa am crescut cu serialul pe care l-am văzut la televiziunea română, pentru că pe vremea aia serialele așa erau. Da. Spuneau ceva, da, erau un model, reprezentau ceva. Mă rog, cu... De fapt, era un singur exemplu, că erau mai multe altele triste în cele 2 ore de program pe care le aveam zilnic, nu? Atâta, era 2 ore. Asta a fost în anii 80, da, dar înainte era în anii 70, n-a fost așa, în anii 60, n-a fost așa. În anii 50 n-a fost televiziune. N-a fost. Televiziunea s-a născut odată cu mine în 56. Sau de-aia m-am născut eu, pentru că s-a făcut televiziune. S-a făcut televiziune, corect. Radio a apărut mult mai devreme. Și apropo de asta... trebuie să vorbesc și despre teatru radiofonic, care între timp aproape că, nu știu, eu recunosc că n-am mai ascultat teatru radiofonic în ultima vreme. Îl caut pe net și ascult piesele care sunt acolo. Dar teatru radiofonic proaspăt, nou, să spun așa, n-am mai văzut. Nu știu dacă se face. Da? Da. Da. Era o bucurie dimineața la radio când mergeai la... Nu? Erau toți actorii din toate teatrele, da. Participau la înregistrări. Ascultam piesele pentru copii, era emisiuni pentru copii. Uh-huh. Apoi, când a apărut televizorul, era pentru copii Capitanul Valverdeș. Oh, da. Când am avut emisiune pentru copii, m-am gândit să fac o emisiune omagială cu emisiune care erau când eram eu copil. Și am rugat oamenii din televiziune să caute în arhivă material. Nu există. În afară de niște cadre exterioare cu o corabie care plutește undeva, asta e tot ce s-a găsit din Capitanul Valverdeș. Eu le-am în minte ca și cum văd filmul și acum. Îl văd pe Gărdescu. Demsavu, Dumnezeu să ierte pe toți cărmăi. Ah, și Puștiu era Piteș. Da. Pentru că vorbeam mai devreme despre... teatru, deci despre început, despre facultate, dar și despre faptul că sunt defectele acestea ale vorbirii. Îmi ziceați mai devreme de cineva care era susuit și de... Știu că Moțu Pitiș a reușit să să treacă peste graseiere și să aibă acea voce fabuloasă. Moțu avea un defect din naștere, o spărtură, cred, a vălului palatin. Din cauza asta, dacă nu făcea exerciții multe de dicție, nu se mai înțelegea ce spune și, în mod incredibil, în viața de toate zilele era bulbuit. Pe scenă nu.
concentrare și de o, cum să spun, încrâncenare în muncă. Deci era perfecționist, uneori chiar atingând ridicolul cu chestia asta, dar eu l-am admirat întotdeauna. Cred că era singurul actor pe care l-am văzut că face exerciții de dicție după ce a terminat institutul. Și făcea uneori și câte 3 ore. De aici și vocea aceea extraordinară pe care o avea, inclusiv puterea de concentrare și modalitatea de a trece rapid de la un tip de emoție la altul. Ca om sigur că avea și păcatele lui, dar în privința asta l-am admirat foarte mult. Muncea foarte mult și știa lucruri despre chestia asta, adică nu muncea orbește. De altfel, pasionat și de scris, el a tradus pentru prima dată în limba română ei singur. Cartea Transformărilor chinezesc. Bine, a tradus-o din engleză, dar nu știa chineză. Dar traducerea lui este una dintre cele mai bune. Da, de-abia ce a fost ziua traducătorilor săptămâna trecută și chiar mă gândeam că totuși e o meserie puțin recunoscut așa și cât efort este ca să poți să adaptezi un text. Pentru că nu e o simplă traducere. Nu, deci ca să fii bun traducător, să o scurtăm, trebuie să știi foarte bine limba în care traduci. Absolut. Eu mă uit la filmulețe pe Netflix, pe undeva așa, și constat că copiii ăștia care traduc, poate că ori știi ei bine engleza americană, nu vorbesc de Oxford sau British, da? Dar nu știu limba română. Și probabil că nu știu nici pe aia foarte bine din care traduc. Adică traduc câteva expresii, deci într-un film erau deprecieri vis-a-vis de sistemul de gândire al unui personaj care au fost traduse, au fost 5 sau 6 expresii, toate traduse cu dus cu pluta. Pentru că el în românește nu avea alt echivalent pentru chestii, decât unul singur, dus cu pluta. Și uneori mă amuză chestii din astea. Eu nu stăpânesc extraordinar engleză, dar în franceză râd de mort. Și îmi spunea profesorul meu de franceză, uite, la Notara se juca un bulevardier, o chestie, un șantaj la un moment dat, și vine personajul principal și zice, idioții, acum trebuie să îi plătesc de 5 ori pe mizerabil. Așa scria în text, 5 ori de mizerabil. Salut, maintenant il faut payer 5 fois les misérables. Și asta, pe ori sunt idioți sau ticăloși, ori sunt mizerabili în aceeași frază, poate nu era aceea. Și mi-a spus râzând, păi acum este o problemă, că domnul acela nu știa despre ce este vorba. La vremea aceea, în argot, pentru că pe bancnota de 100 de franci era portretul lui Victor Hugo, în argot, bagnota de 100 de franci se numea Mizerabil. Cum se numea și la noi un Bălcescu. Exact. Okay. Și, de fapt, replica ar fi fost nenorociți, a putut să le mai duce 100 de franci. Exact. Da. Dar omul ne știe despre ce e vorba. Și am mai văzut una extraordinară. Un serial american în care, la un moment dat, pe domnișoara pe care nu mai știu cum o chema, să zicem, Elvira, nu? Și, la un moment dat, mama îi spune Miha. Și ăștia traduc Miha. Miha, adică M-I-H-A. De ce îi spui Miha dacă o cheamă Elvira? Pentru simplu fapt că erau americani din sud, care de fapt erau chicană, îți vorbeau spaniolă, și ea a spus în spaniolă, Miha. Dar ăsta ca par n-avea despre ce vrea. Și scria cum ăla, Miha, nicio problemă. Doamne, deci sunt nenumărate, nenumărate. Tot la notarai, la puricele în ureche. În românește, puricele în ureche nu înseamnă absolut nimic. Da. Le pus alea, ok? În franceză este, atenție, fii avertizat, urmează un pericol. Exact. În românește, purice în ureche, pe bune, ca și un elefant în ureche, dacă tot nu înțelege. Am mai citit una în ceea ce se mai numește astăzi presă, pentru că nu se mai poate numi presă cu siguranță. Deci atât de ușor i-a fost să ia textul din engleză, să-l traducă prin intermediul Google și să-l pună acolo și să dea, să-l pună online acest text, încă m-am umplut de nervi. Nu a avut răbdare să citească, să-l adapteze. Și a rămas actrița care a luat premiul Oscar pentru rolul unui fotograf bărbătesc.
Și am zis, n-am știut niciodată că este și fotograf femeiesc. Zic, e foarte interesant. Dom'le, un pic de respect pentru ceea ce faci, atât, nu altceva. Gândește-te că ceea ce... Păi cum e posibil așa ceva? Nu trebuie să gândim. Google Translate și vezi ce... Eu era să mor de râs la un moment dat, am cumpărat o motocoasă cu piese japoneze asamblată în China. Ea avea un cum se cheamă chestia asta, un mod de folosință, tradus în română de chinezi. Și începea așa, după ce o desmarcă, zice, trageți până la capăt accident vascular cerebral. Deci ce să-i trag? Pentru că cuvântul șoc are vreo 5 înțelesuri în limba română. Ei l-au luat pe primul sau cel mai lung, nu știu. Trage șocul până la capăt ca să fie să intre benzina. Adică, ce să trag? Accident? Băi, și probabil că dacă luăm să traducem prin Google Translate, o să ne iasă din acestea. Dar ajungem la problema de bază. Necunoașterea limbii române. Exact, exact. Așa este, în mare adevăr. Am mai trăit o altă experiență care mi-a dat de înțeles cât de nepregătiți sunt cei care moderează astăzi emisiunea de la televiziune. Deci a fost o întâlnire fabuloasă la ora de maximă audiență și era moderatoarea împreună cu invitații și unul dintre invitații spune, domnule, și eu de mă voi întoarce pre mulți voi popii, la care ea foarte atins așa în străfunduri. Dar ce vreți să spuneți cu asta? Și omul acela s-a uitat la ea și nu-i venea să creadă că n-a reușit să facă acele conexiuni necesare încât să înțeleagă ce a vrut să spună. Conexiunea se face între ceva și ceva, dar normal, așa dacă ceva lipsea între cine și cine să faci conexiune. Se poate așa ceva? Da, se poate. Se poate și mai rău. E un gest de eleganță să nu apar pe sticlă astăzi? Da. Este. Da. De eleganță maximă, ca să zic așa. Apropo de chestia asta, deci... Mă cheamă un domn, nu-i dau numele că să știe el, la televiziune, cred că m-am chemat în urmă cu 10 sau 15 ani, o emisiune de foarte mare audiență și îmi pune niște întrebări. Și de la întrebarea a treia, lucrurile au început să fie foarte ciudate, pentru că el zâmbea așa, are un zâmbet așa, vorbește ca prostul tot timpul, adică el zâmbea așa, și în rest o pauză, pentru că el se uita la mine, sigur, făcând-o chiar și la camera care îl prindea pe el, eu aveam camera mea, eu eram pe 3, era pe 1 și 2, sau nu știu ce și mai erau în general. Bun, și mi-am dat seama că dincolo de zâmbetul ăsta nu e nimic, pentru că la ce îi răspundeam eu, el nu avea nicio reacție. Adică el avea o listă cu întrebări și eu puteam să răspund orice. Puteam să schimb și limba, pentru că el făcea așa, adică am înțeles, și punea următoarea întrebare, care nu avea nicio legătură. Și nu, nu se lega dialogul de ce spusesem eu. Foarte ciudat. Nu e ciudat, așa fac toți. Dar cum e posibil așa ceva? Păi n-am altceva în cap. Adică se uită pe mine ce... Mihai Greasa, da, deci ce a făcut ăsta? A fost pompier. Ok. A furat cireșe de la Argezi. Ok, se vorbesc. A dat divorț, da? Are doi copii, da. A fost la Țăndărică și a fost și la Bulandra. A jucat în cu tare film. A făcut o emisiune de copii. Nu-i interesează ce spun. Și cum a fost când emisiunea de copii? Și cum a fost când a sfărat cireșe de la Argezi? A sfărat cireșe de la Argezi? Păi suntem acolo, copiii vreau cireșe de la toți. Și Naila Sărescu a făcut lucrul ăsta. Dar nu era, la vremea aceea nu era o infracțiune. Sigur că Nea Tudorică, că nu știam că e poetul neamului, dădea cu Pietru Aie după noi. Normal. Dar asta se întâmpla și la Natucu, de la Caise și la... Absolut. La mai bune cireșe, ca să recunosc. Da. Furam liliac. Era marea mea bucurie. Furam liliac. Când înflorea liliacul, plecam în Belu direct, pentru că de acolo puteam să iau cel mai ușor. Și mergeam cu bicicleta și veneam acasă cu brațele încărcate și mama spunea, iar ai luat liliac. Și bineînțeles că a doua zi nu mai, dar era bucuria aceea că am luat ce pentru mine, pentru sufletul meu să mă îmbăt de parfumul ăla. Chestia asta la momentul acela era, cum să spun, liber consimțit. Da, adică, da. Deci, ai mai lasă că sunt copii. Copii, exact. Da. Așa am este. Zis. Așa ba, este. Unii mai veneau și, măi, ia vă zic, că n-am cules să vă dați rău, ia suiți-vă în el și mâncați-le pe toate. Așa, dar, așa. Dar nu erau probleme. Așa e. Dar ce bucurie că am putut avea o asemenea copilărie fericită, doamne, pentru că... Genunchiul juliț. Permanent. Dar iarna cum era? Când până nu înghețeam, de tot nu intram în casă. Păi mă ducea de acolo, că se lăsa noaptea, pe Valea Cociocului, mi-a dat cu Sania. Cu Sania. Deci urcam dealul
20 de minute și ne dădeam jos 2 minute, adică niște ghete din alea proaste sparte, intra acolo și șosetele erau înghețate. Bineînțeles. Era strat de gheață între picior și șosetele. N-ați nimerit niciodată pe gheață? Ei, Doamne! De nenumărate ori? Da. Deci, cred că acolo, în Cocioc, mi-am petrecut jumătate din copilărie. Deci, absolut minunat. Ce făceam? Acolo, deci, vara, eram indieni, ne făceam din papură și arcuri cu săgeți și așa, și iarna cu sania. Da. Despre asta era vorba, apropo de... Acum este Delta Bucureștiului acolo. Da, un pic mai sus. Era nimic, era nimic. Da. Păi, mi-amintesc că în perioada liceului, erau trimestrele și aveau planul lor de activități. Și trebuia să ne trecem ce vrem să facem. Și, bineînțeles, în fiecare trimestru, noi aveam vizită la arghezii, la mărțișori. Era literă de lege. Da. Sau la o fabrică de ciocolată, sau la o fabrică de pâine, da, sau la... Nu? Da. Acolo, pe cum? Acolo. Și mergeam la arghezii foarte des. Și acum, pentru că mărțișorul se află între casele memoriale de care are grijă Muzeul Național Literaturii Române, merg foarte des acolo. Și priveam cu ochii adultului de acum și mi-aminteam cât de frumos putea să fie acolo în perioada aia. Copacii erau întregi. Era un sat adevărat, dar era... Numai când îmi amintesc cât de frumos erau acei cireși în floare, da. Și mă așteptam din clipă în clipă să apară Tudor Alghezi pe acolo cu bastonul, da, să se ia din... S-a gândit că la a treia închisoare pe care o face, că eu fusese de două ori pușcăriaș la Văcărești acolo, fosta mănăstire, devenise pușcărie. Da, devenise pușcărie. Și nevastă-sa venea cu sufertașul cu mâncare să-i dea acolo. Și a zis, uite, îmi fac o casă lângă pușcărie, o să mă mai arestezește o dată și măcar nevastă-mea să aibă un drum mai scurt. Ce și destin! Și a treia oară l-am dus la Târgușiu. Dar ce destin, da. ce viață a avut Tudor Alghezi, da, și cum a trecut de la călugărie la... Cum a fost și ceasornii care ne-a învățat. Copilul cu problema lui Baruțu, care a fost trimis în... Cum se cheamă chestia asta pentru sanatoriu pentru copii, în Elveția, a fost trimis pe banii pe care i-avea el când a fost ceasornic acolo. Am înțeles. Și că mama a fost... colegă cu, să zic, nora lui. Foarte, foarte interesant destin a avut. Multe, multe povești. Nici nu știu dacă toate merită consemnate, pentru că ajungem în punctul ăla în care lumea nu înțelege despre ce vorbești. Deci eram la mare, stăteam în fundul gol, ca să zic așa, că mă duceam la Mândești la 2 mai cu doamna Nina Casian și cu care recunosc că eram cam nesimțit. Așa. Da, pentru că la un moment dat îmi zice... Deci eu am jucat în piese scrise de ea la Țăndărică, două la Bulandra și așa mai departe și... era prietenă și cu prietenul meu, George Voicu. Da, 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 da. Și la un moment dat îmi zice... Eu am avut una din poeziile mele preferate, era poezie scrisă de ea, Tirada din penultimul act. Excelentă poezie. Deci, cât să zic eu de catalogat actor comic, la chestia aia lumea plângea în față, da? Singura dată mi s-a întâmplat această chestie. Și i-am zis de poezia asta, am făcut tot felul de bancuri și de... Și la un moment dat zice, dar tu știi că eu am fost cu ei. Eu înjuram de comuniști, da? Zic, știu, doamnă, dar ați fost cu ei până v-au luat casa. Și s-a întunecat așa la față și a zis, da, ai dreptate. Mi-a convenit după aceea. Dar un spirit absolut extraordinar. Absolut extraordinar. Rar, rar oameni cu care poți să stai așa de vorbă să nu te saturi niciodată. Deci aș pune pe lângă Nina Gazian, l-aș pune pe Romul Vulpescu. Da. Deci, Doamne, cum puteam să stau, câte prostii putea să-mi spună omul ăla, rețineți așa cum nu le pot spune aici. Și doamna Ileana, care era ceva, nu știu cum a dat Dumnezeu să se întâmple așa un cuplu. Da. Incredibil. Mă duceam ei acasă. Și eu. Și, vai, deci era, după ce am făcut François Villon din 86,
am rămas într-o relație foarte apropiată și mi-arăta armele, scotea tot felul de ce era, că casa aia, dacă făceam un pas greșit, cădeau dulapurile cu cărți. Este lucru pe care l-am iubit. De câte ori mergeam acolo și simțeam aerul acela, că știam că sunt cărți pe partea asta și aici, în camera aia și acolo, peste tot erau numai cărți, hârtii, și îmi spunea mereu ce mi-a adus țigări. Știa că n-are voie să fumeze. Așa ceva n-am mai văzut decât la doamna Ileana Berloger, care mi-a fost și profesoară de istoria teatrului, și rector, și decan, și îndrumătoare de diplomă de doctorat. Exact. Deci era ceva... straturi de cărți, deschise și cu fișe în ele. Sigur, sigur. Că nu mai aș știa acolo. Deci era... extra. Și mai pot să pun acolo, alături de oameni cu care nu mă săturam de vorbă, pe François Panfil, nu știu dacă știți. Deci François Panfil mi-a zis o chestie despre literatura română. Așa. Care mie mi-a dumirit... o întrebare din adolescență. Că am întrebat-o pe profesoarea mea de română, adică dintre sute de catarge, câte oare le vor sparge? Zic, dar cum să spargi catargul? Catargul e un băț să rupe, nu se sparge, nu e de sticlă. Și doamna profesoară mi-a spus, e o licență poetică. Și cu asta m-am lăsat așa. Și vine François Panfil, discutând tot la mare, cred că era, cu vocea lui aia tăgită și zice, e o licență poetică. Când a venit vorba, că mi-a spus o mie de chestii. Zice, pentru că nu știi limba română. În perioada aceea, catarga era un vas cu pânze comercial, în afară de pânzarul moldovenesc, care era un vas de război, catarga era un vas cu pânze. Deci cuvântul catargiu nu înseamnă domnul care face catarge, ci este corăbier sau proprietar de corabie. La sfârșit, catargiu nu era un marinar, da? Ok. Și atunci, sigur că avem două substantive care au același plural. Un catarg, două catarge, o catargă, două catarge. Deci el vorbește nu de băț, el vorbește de vas. Și sigur că vasul se sparge, nu se rupe. Iată. Despre literatura română. Cât de interesant. Deci, apropo de discuțiile pe care eu nu mi-aș dori să se termine niciodată. Deci, câte lucruri, câte povești, câte răspunsuri la întrebări până la urmă, că fiecare dintre noi le are. Este incredibil și pentru că am vorbit de doamna Ileana Berloge și știu că subiectul tezei de doctorat a fost comedia de l'arte. Da, da. Și mi s-a părut extraordinar, apropo și de faptul că să zicem, titlul acestei emisiuni înseamnă poezie, vorbește de fapt despre poezie și despre creație. Și comedia de l'arte înseamnă atât de mult. Este o fațetă, până la urmă, a teatrului. Unde cuvântul era mai puțin important. Așa este? Nu este așa. Nu. Deci, despre comedia de l'arte sunt foarte multe mituri. Așa. Majoritatea neadevărate. În sensul că există mai multe feluri de comedia de l'arte. În primul rând că nu există niciun fel de comedia de l'arte, pentru că asta este o denumire pe care i-a dat-o Goldoni după ce deja dispăruse. În epoca aia se numea comedia italiană, comedia de maschere, comedia all'improvviso. Toate aceste denumiri. Au mai multe feluri. Adică, ea, cum zice doamna Berloge, are trei caracteristici, și anume super profesionalismul actorilor, pentru că erau profesioniști cum astăzi nu avem, tipii fisi, tipurile fixe, ca să existe o structură de bază pe care să se construiască toate carnavalele, și improvizația. Dar nu era numai improvizație. Deci, la vremea aceea, trupele de teatru trăiau într-o paradigmă puțin diferită de ce se întâmplă astăzi. Adică, a existat și mi-am siderat niște doamne grase critice de teatru care nu au știut și le-am dat eu amănuntul, că exista și o tragedie de la arte, dar care, neavând succes, a durat vreo 30 de ani și a dispărut. Adică, trupele jucau pentru public puțin și uneori pe stradă. Jucau și în castele când aveau comanditari, dar jucau și pe stradă la pălărie, ca să zic așa. Ori pentru a juca într-un astfel de gen, trebuia să știi să te adaptezi. Adică lumea zice, da, dar comedia de arte nu are substrat psihologic. Nu are substrat psihologic. Nu că n-ar fi putut ei, ci pentru că jucând pe stradă, pe un podium înalt, oamenii care treceau, dacă
ei treceau pe acolo, nu veneau să vadă teatrul, dar treceau și se opreau dacă îi prindea subiectul. Ori subiectul, dacă se ducea într-o dezvoltare psihologică complexă, lungă, îi plictisea pe oamenii ăștia. Ei nu erau toți literați. Absolut. Și atunci totul se baza pe o acțiune, pe o fizicalitate puternică, pe o acțiune, pe un limbaj colorat, uneori chiar vulgar, că pentru vulg asta trebuie să dai. Astăzi nu știu dacă am putea să facem chestia asta. În prima comedie de 15, pantalon avea un falus de 60 de centimetri din piele pe care îl manipula cu o sfoară din spate. Ei, ce râdeau țărănoi când vedeau chestia asta era demență, nu? Secolul 16 lucrurile s-au rafinat. Secolul 16 deja, 17 a dispărut și a reapărut, pentru că asta este altă chestie, a reapărut după război. Cu da. George Strayer, cu Piccolo Teatru, Servitore de două padroni. Da. Cu o altă chestie, nu mai este de fapt aceeași comedie de artă, acum este cu text scris, deci practic este comedie de caracter, nu mai este al improviso, dar își trage, zice, se seva de acolo, că n-avem cum să știm cum a fost. Normal. Asta de vorbă că Feroce o să zic și l-am întrebat, zic, și de unde știm noi? Adică voi, ăștia de la Piccolo, care ați reinventat comedia de la artă. De unde știți voi că așa era? Și el a spus, păi avem stampele de atunci, avem ilustrațiile, nu? Iar mecanica corpului, sigur că este aceeași acum ca atunci. Și mi-a zis în momentul ăsta, ok, am înțeles, deci eu am reinventat propria mea comedia de arte. Am aceleași argumente ca și voi, dar sunt puțin diferit. Da. Dar este mult de vorbit aici, pentru că lumea crede că este o chestie exterioară, ceea ce nu este adevărat. Exterioară e dacă o faci exterioară, adică, da. Nu? Nu te împiedică nimeni să joci la ce nivel de profunzime îți dă mâna și talentul, ca să absolut. Zic așa. Lumea crede că e o chestie în care lumea se strâmbă. Dacă se strâmbă, înseamnă că e treaba lor, că se strâmbă. Nu genul e de vină, ci ei la fel așa. Așa e. Și la vremea aceea, deci oamenii încearcă să facă acum o reconstituire istorică. Adică nu mai e bucuria aia de a inventa și de a face haz de tot ce se întâmplă. Erau proaspete atunci, adică în momentul în care apare pantalone îmbrăcate în roșu cu iminei turcești și cu o bărbiță așa, ăla era un tip clasic, cunoscut, recunoscut pe stradă, de care făceau ei mișto. Da? Nu era, da. Normal. Da. Deci dacă ai vrea să faci în spiritul și nu în litera comediei de artă, ar trebui să ai personalități pe care le cunoști pe stradă acum. Adică eu am încercat o revigorarea acestei chestiuni, de pildă capitanul, da? Care era un fanfaron și care, mă rog, avea rădăcini în Miles Goliosul și așa mai departe, echivalent cu mitocanul român. Așa l-am asimilat. Adică ăla care vită și e jignit dinainte de... E jignit dinainte, adică, care o să mă jignești, mă? Este exact. Textul lui permanent, da. Despre asta e vorba. Și atunci, sigur că dacă faci un astfel de personaj, lumea îl recunoaște și reacționează. Știe la ce se raportează. Dacă încerci să faci reconstituire istorică, nu interesează pe nimeni decât câțiva exegeți ai genului și a stat, nu? Așa este, așa este. Deci, comedia de arte, mi se pare că putem vorbi despre ea ore întregi. Da, da, tocmai, pentru că am vrut neapărat să ajungem la subiectul acesta și voiam să știu cum receptează tinerii, mă rog, studenții, când le vorbiți despre comedia de arte. Înțeleg? Păi sunt unii foarte interesați. Da. Și unii nu înțeleg despre ce. Cum se întâmplă, nu știu, domnule. Cei interesați înțeleg că acest gen, practic singurul gen care a rezistat aproape 300 de ani, în realitate toate celelalte nu au fost decât niște mode care au rezistat în jur de 20, maximum 30 de ani. Ori presați și singurul gen în care actorii au câștigat din ce au trăit. Niciodată actorii nu au câștigat din ce au jucat. Tot timpul teatru
fiind o chestie de elită, a fost subvenționat, că era la trup de Monsieur sau că era trupa CCUTC, undeva în spate erau niște bani, da? Da, corect. Deci teatrul nu se face pentru bani, dar se face cu bani. Asta să știe toată lumea. Dar ei, fiind obligați de această situație, bine, sunt multe, practic toate invențiile pe care le are și de care beneficiază teatrul astăzi au fost făcute de comediații de arte. Unu, au fost primii și singurii care au urcat femeia pe scenă. La englez, chestia asta s-a întâmplat abia după 200 sau... Nu, mult mai târziu. Mult mai târziu. Mult mai târziu. Pentru că ei aveau niște obiceiuri bărbații cu bărbații, ca să zic așa, pe care le mai păstrează și acum poporul englez. Și femeia era o chestie privită puțin cam cum fac arabii astăzi, ca să zic așa. Așa e. În Franța era un teatru istoric, vai pe mămițica lui, până la momentul Molière. Da, nu intru în amănunte acum cum s-a răspândit peste tot, dar practic teatrul italian, renașterea italiană a fost, zic eu, cel mai important moment din cultura Europei. Mai important decât clasicismul grecesc, zic eu. Am înțeles. Iar momentul acela, gândindu-ne numai că în plastică aveam un Michelangelo, aveam un Rafael. Nu. Așa e, așa e, în mare adevăr. Mă gândesc că... Leonardo n-am mai spus, da? Apropo de ceea ce se întâmpla cu... prin intermediul comedia de la arte, mă gândesc că oamenii, deci actorii spuneau adevărul, iar oamenii recunoșteau. Și la ce vreau să ajung? La această bucurie de a spune adevărul pe care o avea nebunul și era iertat pentru faptul că spunea, de fapt, bufonul regelui, de bufon al regelui, la asta vreau să ajung. De curte? Da. Da, era iertat în anumite sens. În comedia de la arte nu erau iertați. Adică, la momentul acela, o formațiune suprastatală, care era biserica, ea, nu pot să spun cât, ba da, pot să spun că ea pe negri, dar ea a suprit, de fapt. Mm-hmm. Trebuie să ne gândim că, făcând o reverență pe invers bisericii catolice, pe care nu am de ce să o iubesc absolut deloc, ajungem la concluzia că actorii au avut dreptul să fie înmormântați în cimitir, dar avea de vreo 150 de ani. Așa e, așa e. De dusere interdicție la marginea drumului, la șansuri, ca niște câini. Erau blamați. De altfel, dacă ne uităm cu atenție, între toate personajele din toate piesele păstrate sau doar amintite de comedia de la arte, figura clericului lipsește cu desăvârșire. Pentru că cezura era atât de puternică încât, la un moment dat, aveau interdicția să vorbească. Să joace fără să vorbească. Le mulțumim că așa s-a inventat pantomima, dar ajunseseră vieți oameni ca să înțeleagă spectatorii despre ce e vorba, să vină cu ecritouri. Adică aveau rulate pe bețe, pânze, pe care scria ca în filmul mut, da? Da. Replica. Pentru că interdicția de a vorbi era totală și, nu de puține ori, au încurcat-o. Erau paria societății. Așa e, așa e. Foarte, foarte interesant subiectul acesta. De aceea, apropo de ce se întâmplă și acum când încerci să spui adevărul. Deci, nu am crezut niciodată că vom trece printr-o perioadă de genul acesta, cum a fost pandemia, da? Pentru că și aici voiam să ajung. Da. Să vă întreb cum s-a întâmplat, ce ați făcut în perioada asta, cum ați rezistat. Exact la pandemie mă gândeam, dar îmi vin atâtea întrebări în cap încât nu știu pe care să o pun prima și de asta am această... Păi, ar trebui să ne referim puțin la esența lucrurilor, da. Că altfel ne risipim de la mănunte. Trebuie să vedem că o societate sănătoasă nu e una neapărat bogată, ci este una care știe să râdă și să comunice. Deci, poate că răul cel mai mare pe care l-a făcut această pandemie, în care eu personal
văd o grămadă de lucruri necurate și neconcordate cu, măcar cu logica elementară. Absolut. Sau cu la fel de elementarul bun simț, este că ea a generat o frică uriașă în care a dispărut voit comunicarea și râsul a devenit pe cale de dispariție. Deci asta este o chestie care a îmbolnăvit societatea pe întreaga planetă. Așa e. Sau, mă rog, au mai scăpat enclave, că sunt unii care n-au văzut în chestia asta și bine au făcut, după părerea mea. Dar, ca să nu zic vorbă mare, dau senzația că a fost un mare test de cum anume și cât anume putem să le punem în spate astora, câtă frică putem să inoculăm și cât putem să-i asuprim, cât de proști fi, cât de proști pot fi ăștia. Și se vede că i-au reușit pentru că suntem într-adevăr foarte proști. Da. Invers decât ca să mai dau un citet, proști dar mulți. Mulți, dar proști, aș zice eu. Da, din păcate chiar așa stau lucrurile. Până acolo s-a ajuns și de asta spun, apropo de spus adevărul, mi-aduc aminte că în clipa în care doar ridicai cumva, apropo, da. Deci aveai coloană și spuneai lucrurilor pe nume și spunea adevărul, nimeni nu îl recunoștea și toată lumea te și blama, te și judecate și bine, nu mai spun de faptul că s-a împărțit toată lumea în ăla pro și în ăla contra, în ceva. N-am văzut niciodată o asemenea luptă acerbă, direct, în față. Tot timpul m-am întrebat cum anume dintr-o societate sănătoasă România în perioada stalinismului a devenit o societate de teroare și de lațiune și de toate relele astea și au trimis oameni în pușcărie. Partea aia furată de ruși a fost denaționalizată. Da. Au adus rusofone acolo și au trimis românii în Siberia, au murit aia. Acum sunt cel puțin ținută hărțea vorbitor de română, foarte puțin sunt, adică cum s-a putut întâmpla așa ceva? Și în momentul în care am văzut cum acționează această gașcă de idioți utili, așa cum îi numește Lenin, adică aia care se înregimentează rapid pentru cauze care nu sunt ale lor, da? Doar pentru că sunt, iertați-mi cuvântul, că mi se pare că este în dicționar pupinguriști sau proști, că nu există decât trei posibilități, deci ori sunt plătiți de cineva, ori sunt proști de bube, ori sunt pupinguriști, da? Se duc cu turma. Idioți utili. Cea mai bună definiție. La care nu știu despre ce vorba, dar vine un trend, vine un curent. Te bagi și tu acolo, de ce? Da. Mi-a spus mie unul că dacă eu nu știu ce pungi de plastic, nu respect planeta. Sau o doamnă mi-a spus că dacă nu mă vaccinez, îi expun viața ei și familiei ei, cu care nu avem nicio treabă. No. Adică, și oricum vorbeam la telefon, nu știu cum puteam să transmit ceva, adică, da, zic, bă, dacă ea crede că eu îi expun viața, adică, asta e problema ei. Dar cea mai tare chestie este că oamenii nu mai gândesc cu mințișoarele lor, da? Vine un val și tăia, adică nu ai cârmă, ești frunza luată de vânt sau, da, ai căzut pe apă, unde se duce apa, te duci și tu. Ce să le fac? N-am ce să le fac. Eu acum, ies la pensie, nu mai sunt, nu am niciun cuvânt, nu am, adică oricine mă bate omorul oricând, n-am nimic de pierdut. Da, și cuvântul meu nu înseamnă nimic, adică nu intru în politică, nu mă sui la tribună să țin discursul sau să trag turme după mine. Nu sunt important, ca să zic așa. Atunci, cred că de-aia nu mă omorâncă. Dar eu încă spun ce gândesc pentru că așa sunt, n-au ce să-mi facă. Așa am fost educat, am niște principii clare, am citit și Biblia, știu cele 10 porunci, constat cu surprindere că toată societatea noastră se bazează pe încălcarea sistematică a acestor, da? Legi. Exact, exact. Așa? Și nu am mari așteptări decât poate să mai citesc niște cărți pe care le-am cumpărat de mult și n-am reușit să le deschid nici acum. Am vreo 400 de cărți pe care nu le-am citit. Sau să scrieți, nu? Nu știu dacă o să scriu, că vorbeam înainte de compatibilitatea dintre o vibrație și alta. Uh-huh. Adică, dacă stau să mă gândesc cine scrie, întotdeauna fiecare are în mintea lui cine l-ascultă.
sau cine îl citește. Vorbeam de doamna Ada Dalmo, vorbeam de Ion Băieșu, a fost aici, vorbeam de Marin Preda. Vreți să vă spun și o chestie despre Marin Preda, cea pentru istoria literatură? Cum să nu? Că stele văd că n-a vrut să spun. O să spun, da. Nu știu cine să vadă înregistrarea asta, dar... Publicul muzeului, da. Și cei care vor veni după noi, deci pentru că e așa... Acolo, că... Da, e bine să rămână în Arhiva Muzeului Național Literaturii. N-am vrut să spun, eram la festival de film, nu mai știu cu ce, la Sibiu, vreo 10 ani sau nu. Și mă duc la masă în un restaurant și să mă așez și eu la o masă unde era oameni pe care cunoșteam. Și la o masă era Stereculea și cu Vivi Drăgan pe Vasilea, păi știam pe la Moromeții, eram student la vremea aceea, da. Eram mari maestri acum, așa, eram, a plecat ca ghiocelul, ne așezăm la masă și vine vorba de Moromeții, bineînțeles, și eu zic, da, mie mi se pare că Nenea Victor are totuși un aer mai citadin, adică nu mi se pare că este țăranul țăranilor, zic, cum ar fi fost, să zicem, Nea Gigi Dinică sau... Vorbesc mult și spun tot felul de prostii. Și Nenea Stere se uită la mine și zice... Da, dar tu știi ce a făcut Nenea Gigi când i-am dat scenariu? Zic, ce a făcut? L-a citit după două zile, mi l-a aruncat și a zis, nu mă bag, și a plecat. Da. Eu mi-aș fi dorit el să facă rolul ăla. Adică așa-l vedeam, nu că mi-aș fi dorit, îl vedeam așa. Și zice, stai puțin. Zice, păi nu știi că eu n-am putut să fac Moromeții cât a trăit Marin Preda. De ce? Pentru că el avea o poziție foarte bună la partid și ce spunea el era literă de Evanghelie. Și trebuia să fac filmul cu distribuția pe care mi-a zice el. Am înțeles. Asta este un tip vertical extraordinar. Și evident că nu accepta chestia asta. Și atunci întreb și eu o prostie, zic. Păi și cine vrea mai Preda să fie Ilie Moromete? La care amândoi, Stele și Vivi, încep să mustăcească între ei, că ei știau ce eu nu știam, și zic, și îmi zice, nu mai știu cine mi-a spus, unul mi-a zis, de ce încercări, cine crezi tu, și n-ai să ghicești. Și încerc eu și zic toate prostiile. Și ei râdeau și mai tare și mai tare. Zice, păi nu, că oricum nu o să dea prin minte. Zic, cine? Că n-a, că m-a normal, făcut urmă. Zice, ne ținem bine toți, da? Da. Florin Pirsic. Hai, Doamne, zic, chiar așa? Zic, stai puțin. Zice, nu. Gândește-te puțin. Deci el pe taicăsul vedea ca pe un erou, îl vedea ca pe Făt Frumos. Iar figura de Făt Frumos din filmul românesc era Florin Pirsic, așa e. Deci el îl vedea pe taicăsul Făt Frumos, înțelegi? Incredibil! Deci cui spun chestia asta? Bine, nu să răspund să regula și lui, că ei știau, da? Nu mă crede. Foarte interesant, sau o să aibă aceeași reacție ca și mine. Să râdă, că nu mi l-aș fi putut imagina niciodată pe Florin Pirsic ca fiind Ilie Moromete. Deci, uite așa și-a făcut mințile. Una din pasiunile mele este să înțeleg cum lucrează mintea omenescă. Și o inadvertență de tipul ăsta, pentru mine este foarte grăitoare, adică îmi dă o direcție a studiului despre mintea omenescă foarte interesantă. Foarte interesantă. Foarte interesantă, fără îndoială. Cum vedem noi ceea ce alții văd altfel? Și de ce? Și unde ne ducem? Pentru că revenind la scris, da? Trebuie să ai în minte pentru cine faci ce faci, pentru cine scrii, în cazul nostru. Dacă ei vor fi vreodată acordați pe lungimea de undă pe care tu emiți, că și asta este o foarte mare problemă, adică dacă eu mă duc acum la Sibiu, mă urc pe munte și le dau unor ciobani niște bilete la filarmonică, nu pot să-i deprecii. Dar, da, mulțumim foarte mult, dar nu e pentru noi. Noi nu... Da. Da? Și așa mai departe. Și am dat numai un exemplu limită. Când, în definitiv, cunosc foarte mulți oameni cu foarte mari pretenții care se poartă mai rău decât niște copii răzgâiați. Așa e. Și eu cunosc nenumărați. Da. Și uneori mă întreb. Și ajungem din nou la acea discuție, omul sau opera. Da. Că mă uit. Adică, domne, ăștia au făcut mare operă. Dar au fost niște
cum să spun, oameni fără coloană vertebrală în fața puterii, în fața Partidului Comunist. Acum văd că lucrurile se întâmplă cam tot așa, că sunt pe mafie, adică tu ești publicat pentru că tu primești roluri pentru că tu ești angajat acolo, tu ești pus director pentru că. Deci lucrurile sunt... Doar că atunci era un singur partid și acum sunt mai multe. Mai este apreciată munca cinstită? Așa cum noi am învățat-o, de exemplu, să fii cinstit, să nu lași loc de bună ziua, să toate lecțiile astea de bună creștere, până la 7 ani, cei 7 ani de acasă. Încep să nu mai simt asta. În primul rând că cei 7 ani de acasă au devenit cei 6 ani, 5 jumate. Da. În al doilea rând că criteriul de valoare este unul strictamente material. Nimeni nu mai pășește pragul transcendenței. Asta, la omul simplu, înainte se întâmpla prin religie. Se numea că ești dus la biserică sau că ți-e frică de Dumnezeu. Da. Chestiile astea au dispărut total. Propriul meu fiu zice, termină cu chestiile astea, că astea sunt chestii de babe. Obscurantism, da. Nu? Da. Nu, deci ei sunt educați doar într-o zonă materială, uneori chiar materialistă. În locul lui Dumnezeu au pus banul. Și mă uităm și la studenții mei, care au trei obiective. Sexul cu oricine, drogul pe ascuns sau pe față și câștigul de bani nemuncit, indiferent cum. Și printre astea au găsit o soluție extraordinară. Ce să mai stau în țara asta? Eu trebuie să plec. Băi, oriunde ați plecat, lucrurile sunt la fel, uneori chiar mai rele. Oh, da. Da, dar e nevoie să se ducă acolo pentru că nu te vor crede. Da. Da. Până nu trec ei prin experiența, da, și asta n-au cum să învețe. Ori rămân acolo și fac chestii de rahat pentru că le rușine să se întoarcă, ori mușcându-și buzele își dau seama că au și venit și vin acasă dezamăgiți, dar cu coada între picioare și tarați. În sensul că nu mai fac nimic, nu mai vreau să fac nimic, tot e o prostie, tot ajung în zona depresiei. Ce să fac? Cu micile mele puteri, cel puțin la seriile trecute, am reușit să îndrum câțiva oameni pe un drum care să-i ducă undeva bine. La ce se întâmplă acum, la un tip de mentalitate, nu e că nu pot. Aș putea, dar nu te mai ascultă nimeni. Pentru că generozitatea nu este aceea care dă. Generozitatea e aceea care știe să primească. Absolut. Am observat asta. Am observat... Că, într-adevăr, oamenii nu mai știu să primească ceea ce le dai, oamenii nu ascultă. Da, și regula este că poți să iei omului cu forța, dar să-i dai cu forța nu poți. Așa e, așa e. Foarte adevărat. Și atunci, bine, mă îngrijorează puțin că peste 30 de ani ăștia vor fi oamenii de la putere, 20 de ani poate. Da. Și că absența unei educații de o profunzime mai adâncă sau de o coerență a comportamentului, a logicii, a credinței și așa mai departe, lipsește total. Da, da, da. Așa că nu știu cum va arăta lumea. Adică pronosticurile nu pot fi decât cam sumbre. Da. Și devenim la scris, păi mă uitam, luăm exemplu unde ne-am întâlnit ultima dată, penultima dată, penultima dată. Lansarea cărții doamnei Dalmau. Care acum spune că l-a iubit foarte mult pe Sadoveanu, dar la momentul când am cunoscut eu, nu îl iubea deloc. Pentru că, sigur, timpul mai aplanează chestiile astea. El nu a fost foarte cinstit cu familia lui și, în plus, dacă sora lui s-a maritat cu franțuz, care era și homeopat, ceea ce la vremea aceea nici nu știa lumea ce este. Ce e la homeopat, așa? Nu prea i-a ținut de rude. Nu prea ținut de rude pentru că el era șeful Marii Adunări Naționale. Era cum ar veni al doilea sau al treilea om în stat. Și trebuia să ascundă puțin că a fost moșier, că doar a avut vreo 3 sau 4 moșii. Ceea ce nu prea suna comunist, ca să zic așa. Da. Da. Deci hai să nu zicem mai mult că o iubesc foarte mult și nu vreau să zic nimic rău de chestia asta. Dar despre Sadoveanu ar fi. Că n-au fost foarte multe bune. Eu am descoperit-o pe doamna Ada Dalbon și m-am îndrăgostit de modul de a așeza cuvintele într-o carte.
este incredibil. Este ca un râu care curge, pur și simplu. Atât de frumos scrie. Îmi place foarte mult. Pentru că conștientizează ceea ce simte și pentru că, și mai important, s-a așezat pe un strat de cultură foarte puternic. Adică această doamnă a citit, nu știu dacă tot ce se putea citi, dar îngrozitor de mult. Și a fost și înconjurată de niște oameni, n-am vorbit încă de nivele de vibrație, mai avem multe de discutat, a fost înconjurată de niște oameni de o elevație spirituală profundă. Adică soțul, Dumnezeu să-l ierte, domnul Laurențiu, de câte ori am stat de vorbă cu el, tot ce spunea era foarte bine gândit, era foarte bine așezat. Adică în momentul în care vorbești despre ceva, ar trebui să nu vorbești, cum zicea un regizor, doar pentru că ai gură, ci să înțelegi exact despre ce este vorba. Adică în mintea noastră sunt sunetele tuturor gândurilor din jur, inclusiv ale noastre, care de obicei sunt bruiate. Dacă reușești să te concentrezi în așa fel pe subiectul tău, dându-le pe celălalt la o parte, ceea ce nu spun că e ușor, este îngrozitor de greu. Se vorbea despre chestia asta și într-un tratat de yoga, al lui Patanjali, cred. Atunci, subiectul acela îți iese foarte clar în minte, știi despre ce vorbești și îți vine și o informație purificată. Adică, uneori, ar fi suficient, dacă vrei să afli ceva, să știi cum să te concentrezi în direcția lui și atunci informația îți apare foarte clară. Sigur, trebuie să înțelegi și că e complexă și să vezi care sunt aspectele colaterale, dar dacă reușești să faci chestia asta, s-ar putea să nu mai ai nevoie de alte informații parazite din jur. Nu știu dacă am reușit să spun. Eu înțeleg foarte bine. Deci, în momentul în care vrei să intri în definiții conceptuale despre lucrurile despre care nu se poate vorbi, întâmplă niște mari dificultăți. Și cred că, definitiv, cred că arta este felul în care vorbești despre ce nu se poate vorbi. Dacă stau să mă gândesc bine. E minunată definiția asta, îmi place foarte tare. Chiar îmi place. Am mai găsit o definiție a jazzului care mi-a plăcut. Da? Că n-am înțeles niciodată ce este jazzul. Și am găsit o definiție a unui bătrân jazzman de culoare care a zis: jazzul este muzica pe care o aud negri în capul lor și încearcă să o și cânte. Încearcă să o și cânte. Încearcă să o și cânte. Nu și reușesc. Foarte interesantă definiție. Nu că au fost multe, dar asta mi-a plăcut cel mai mult. Aud ei ceva în capul lor și încearcă să cânte, da? Nu reușesc, toată încearcă. N-am vorbit despre oamenii pe care i-ați avut ca model, despre oamenii care v-au ajutat, despre oamenii pe care îi admirați, în care v-au marcat de-a lungul timpului. Sunt. Deci am început cu doamna Ada Galvo, o colegă de-a mea de liceu, cu care chiar m-am întâlnit alaltăieri. Rogăștea în Canada și a venit să mai vadă țara de unde a plecat. Tatăl era secretar literar la Teatrul Mic, Radu Rapaport. Un excelent traducător, traducătorul lui Ciulei, și scria și poezie, dar nu știu dacă a și publicat. Prieten, în diferență cu Ina Casina. Și legătura n-a durat pentru că Nina avea așa o fizionomie de a depărta bărbații ca să pe urmă mi s-a întâmplat ceva foarte interesant cu Teatrul Podru, Cătălin Naun, unde, deși m-a ținut puțin la distanță, că eu vorbeam mult și la vremea aceea eram destul de rău și de caustic. Adică spuneam ce gândesc și spuneam mai prostii. Dar nu spuneam lucruri plăcute. Poate că aveam și o răutate așa, adolescentină, o bucurie să spun lucruri rele, adică făceam tot felul de aluzii la locul lor și lui cădea greu.
că știam ce știam, sau nu știam imaginea, dar nu contează. Și nu-mi plăcea chestia asta. Dar acolo am învățat foarte multe. Cred că am învățat mai mult decât în primii 2 ani de institut despre teatru, la Teatru Podul. Am jucat în 2 sau chiar în 3 trupe și până am plecat în armată și după ce am venit în armată. Dimineața lucram, seara repetam la Podul, noaptea mai ajungeam și eu pe acasă, ca să zic așa. Podul? Cătălin Nou? Și pe urmă am intrat la institut, în 81, și e foarte ciudat, de câte ori mă întrebă cineva seria și numărul buletinului, mă gândesc așa, deci anul în care m-am luat în armată, anul în care am intrat la institut și anul în care am schimbat țara. 76, 81, 89. 89. Eu n-am nicio obligație militară pentru statul ăsta, eu am depus pentru Republica Socialistă României. Da, așa e jurământul. Jurământul, da. Republica Socialistă. Eu nu m-am mutat. Și adresa. Deci acolo unde stau eu cu adresa din buletin, oamenii și-au schimbat adresa de 5 ori fără să se mute. Asta se numea înainte de război Regina Elisabeta, după aia s-a numit 6 martie, după aia Gheorghe Gheorghiu Dej, după aia s-a numit din nou Regina Elisabeta, după care unii au spus stați mă puțin și cu Covălnicianul ce facem? Da? După Gheorghe Gheorghiu Dej s-a numit Covălnicianul. Așa. Și a spus, atunci facem așa, o tăiem în jumătate și de la universitate până la statuie este Elisabeta și de la statuie până la operă este Gogolnicianu. E statuia lui Gogolnicianu. Normal. Atunci toți care s-au mutat, care au stat acolo, fără să se mute, au schimbat buletinul de 5 ori. Incredibil. Da. Așa, deci după aia cine a mai fost foarte important? Foarte important a fost nu profesorul meu de clasă, Dumnezeu să vede, Vasilescu, ci următorul profesor, pentru care mi-era puțin cam frică, pentru că era foarte impulsiv, mai mare, care a venit și n-a avut nicio plecare către teorie și a început cu o practică foarte dură. Noi deja eram în penultimul an. Ne gândeam fiecare unde să se ducă să... Și a făcut cu un spectacol care a bubuit scena la momentul acela. L-am jucat cu 2 interziceri de 126 de ore stagiunea aceea. Wow! Păi ne-a luat Besoiu și ne-a dat sala de la Bulandra unde se repeta Hamlet și seara era liber. Și am jucat acest eunucul după Terențiu într-o viziune modernă de 7 sau 8 ori pe, ori pe săptămână. Când a ieșit Hamlet, da. Deci toată lumea și-a rupt câte ceva la spectacolul ăla. De când avea vreo cu piciorul sau cu mâna gips, da? Dar jucăm continuat. A fost considerat timp de 6 luni cel mai bun spectacol din România, scria în ghidurile turistice din Israel, da? În limba română, creată, am citit că era în limba română. Și cred că s-a supărat acum 3 ani când i-am spus că a fost cel mai bun spectacol pe care l-a pus el. S-a supărat vreo de tot, după care a zis, da, e tot de... Așa. Între altele, pot să spun că am avut un model, fără să am un contact direct cu el, în Marinuș Molaru, pe care l-am iubit necondiționat, și care m-a uimit odată, la festivalul de la Sibiu, ne-am trezit la restaurant, stând la aceeași masă, Gigi Dinică, Ana Pelea, Biu, și în timp ce mâncam, el îmi vorbește și îmi spune și în român ai făcut cutare și în român ai făcut cutare și eu nici nu credeam că știa cum mă cheamă. Și el știa totul despre mine. Ce roluri am făcut, în ce piese, când, ce am făcut bine, ce am făcut aiurea. Deci m-a lăsat praf era. N-am crezut niciodată chestia asta. Ce frumos! Da. Ți-am minte că... Nici o problemă. Apropo de Marinuș Moraru, trebuie să povestesc asta. Am fost la lansarea de carte a unei prietene și ea era copilul lor de suflet al doamnei Lucica și al domnului Marin Moraru. Și eram atât de emoționată pentru că mă aflam în fața lor,
Pentru că normal că l-am iubit, normal că l-am admirat, normal că l-am prețuit. Și în clipa în care m-am aflat acolo, pur și simplu n-am mai putut. Eram toată roșie și a venit la mine, mi-a luat mâine și a spus, fără emoție n-ai fi om. Crezi în emoție, las-o să curgă, nu contează ce dacă, treci peste moment. Dar bucură-te că ai simțit emoția aia, bucură-te că și atât de bine mi-am făcut întâlnirea aceea. Și mi-am dat seama că emoția e foarte, foarte importantă. Da, mi se pune un nod în gât sau trec printr-un moment, dar mă bucur că mi se întâmplă asta. Da, eu cred că era puțin extraterestru, pentru că mi-aduc aminte cum a fost discursul lui la premiera unită. Deci toți ziceau, îi mulțumesc lui mama care m-a venit, tata, regizorul cutare care a distribuit întregii echipe, care au pus lumină, care au pus sunetul, care au fost colegii, care au fost extraordinari, mulțumesc la toți, mulțumesc, mulțumesc. Discursul mare, în primul rând, a fost așa. O dată ea, primul șase. De obicei, o emoție se localizează fie în stomac, fie în genunchi. Asta e difuză. Asta a fost discursul. N-am mai văzut așa discursul în viața. El stătea să-și analizeze emoțiile. Da. Lasă asta că mulțumesc lui mama și cu... Da? Și regizorului care m-a distribuit. Așa spuneam toți. Și mai spuneam, dar asta nu am fost de față. Cred că valisitoare mi-a zis de chestia asta. Stătea el și analiza așa. Zice, păi, vă dați voi seama ce minunat trebuie să fie când mori, ce simți când mori, trebuie să fie extraordinar. Deci, o astfel de optică, hai să vedem câți oameni cunoaște noi care ar avea optica asta. Nu, da? ne ajunge o mână. Nu, da, bam. Aia merge ce-o jumătate, mâna, toate, numai eu, gata. Foarte interesant ce se întâmplă, foarte interesant. Dacă vorbim de oameni și de cum impactăm cu ei și ce înseamnă pentru noi. Uite, pot să spun că Olga Tudorică m-a ajutat cu o singură replică. Am dat la un moment dat un examen foarte prost și la vremea aceea toți profii veneau, erau în comisie. Sau dacă nu erau în comisie, se uitau la dată. Uh-huh. Eram puțin, da. Și a venit, nu prost, fioros de prost, știu că am jucat prost, nu am nicio problemă. Și după examen, nimeni nu mi-a zis nimic. Doar Olga, trecând pe lângă mine, zis, măi, tu nu poți să fii și mai interior? Ce e asta? Așa mi-a zis. Și m-am trezit puțin, adică stați puțin, am jucat pe din afară totul, da? Dar nu mi-a spus nimeni, nu mi-a spus nici profesorul meu de clasă, nu mi-a spus nimeni. El nu era profesoara mea, nici nu era din anul meu, era... Direct? Da, să mă trezesc. Ca o palmă după ceapă. Da, și-ar plăs de o palmă. Da, frumos a fost, da, pot să spun așa. Și pe urmă, au fost câțiva colegi din Bulandra care m-au, din generații anterioare, care m-au ajutat foarte mult prin simplu fapt că existam lângă ei. Da. Deci vorbesc de Moțu Pitiș, vorbesc de Rodicata Palangă, vorbesc de Irina Petrescu. O, Doamne, da. Da. Iacă. Și am văzut oameni. Tipul de colegialitate de acolo era foarte diferit. La un moment dat era un bulevardier francez, la care s-a jucat foarte mult, poate și una din puține piese care s-a jucat și după Loviluție. Uh-huh. Și protagonist era Neaurica Cioranu. Și simțea el că nu iese. Și l-a chemat pe Neafane, de fapt, pe lângă Serena. Da. Bă, Fane, cum să fac chestia asta? Și el a luat, stai cu ce are. Și a luat textul în mână, i-a jucat toată piesa, se arată cu. Dar a jucat toată piesa cu o chestie care pe mine m-a și mirat. I-a zis, zice, și acea poanta asta o dai așa, după care brusc te întorci cu spatele și stai cam două minute acolo că eu să aplaud. Stai cu spatele, nu te miști. Până să termin aplauza și pe urmă încep. Îi dădea... Ca ții regizorale. Absolut. Deci îi dădea o partitură a rolului, inclusiv cu chestiile astea. Îi dicta și pauzele și când și ce. Deci n-am văzut așa ceva. Niciodată n-am văzut chestia asta niciunde. Și a zis, bă, Fane, zici mie cum să-l fac. Și l-a făcut. L-a jucat el tot. Și inclusiv cu chestiile astea, pe mine m-am făcut la cascadă.
Deci cu astfel de colegi, e la greu să nu te ridici la nivelul lor. Sigur că problema Teatrului Bulandra a fost că, asta ne-a zis Părcărete, ce vreți, bă, să vă fac? Că sunteți numai generali aici. Vreți să faceți și cu soldați. Unde vreți să vă distribuiți pe toți? Numai general, ce să fac? Da. Așa ne-a zis. Da, și era un teatru de generali. Era un teatru. Deci nu... Mai târziu a început să decadă, nu mai era... Deci zona aceea s-a dus, oamenii aia toți au dispărut. Când lucrurile n-au mai fost ok, am simțit că trebuie să plec și eu de acolo. Ne spusese cineva că într-un teatru sunt niște cicluri de 7 ani. Mm-hmm. RS, ca să zic așa. Eu am stat mai mult de 2 cicluri. Deci trebuie să pleci, după 7 ani trebuie să schimbi. Hai, mai stai încă 7, dar nu, după aceea nu. Era o altă zonă, era un alt nivel. Oamenii erau prieteni între ei. Mm-hmm. Erau, se duceau la pescuit împreună, făceau petreceri împreună, jucau cărți împreună. Aveau aceleași lecturi. Erau foarte îngăduitori și primeau și trebuie să primească. Și să nu uităm că acolo era totuși Liviu Ciulei altă persoană. Altă persoană. Uite, să mai zic și pe asta. Mai să povestesc o chestie de necrezut. Cum nu pot să mă abțin, am tisbe în Visul de Vară. Și am văzut pe casetă o pantă din Visul Negros de Vară făcută de Peter Brook. În care ăsta trebuie să vină momentul cu sinuciderea aceea, așa, de operetă. Și nu găsește sabia. Caută peste tot, nu e sabia, nu e sabia. Și Piram, în cazul nostru Victor Berciuc, are sabia în fiptă în el. Ăia să tot să duc să caute sabia, disperați. Asta ce să facă, ce să facă? Smulge sabia din Piram. Și gata, vrea să se sinucidă. Și în momentul ăla, ăia vin și pun sabia pe cealaltă mână. Și ăsta se trezește prost cu 2 săbii. Ce fac acum? Și încet, încet, le ascult așa ca măcelarul. Atât de mult mi-a plăcut pantă asta, că voiam să o fac. Acum să o fac, era dintr-un spectacol al Peter Brook. Concurentul de viața lui Ciulei. Se apropia premiera și mă mânca să o fac, să voiam să o fac. Nu se poate să nu o fac. Acum toți derbedei ăștia, Stănescu, Pizzi, Hăiță, Constantin, tot știam de chestia asta, să vezi ce-i face. Să vedeți cum îl strifești, cum o să-i facă. Cum să-i propui așa Ciulei. Dar tot vreau să o fac. Și s-a apropiat premiera mea, era o săptămână și ceva. Și să-i zic. Se dă pauza de fumat. Ăia n-au plecat, au stat acolo deasupra dormitorului ca să vadă cum mă belește pe mine, da? Și mă apuc să-i spun. Dar mă simțeam așa de prost că puram să se deschidă și era să mă duc în fundul pământului ăsta, îi tremuream, cum să-i spun așa ceva. Și îi spun, el se uită la mine foarte calm, era de un calm incredibil, n-a ridicat vocea niciodată. Și a zis, da, Grea, este într-adevăr cea mai bună poantă care a putut fi găsită pentru momentul ăla. Îmi pare rău că nu e a mea, în momentul ăla, dar chiar dacă e un spectacol din spectacolul lui Peter, o să o folosim și noi pentru că este cea mai bună. Și pentru că i-a simțit pe ea că așteptau acolo, așteptau de vedea ce-i faci, cum strânge de gât, știi? I-a simțit cu spatele, i-a simțit. S-a întors așa spune și a zis, și să știți că în teatru nu există originalitate, există numai oameni prost informați. Să nu iubești pe vecie pe un om ca asta. Și într-adevăr cu tisbă ăla am rupt. Da. Ce frumos. Da. L-am cunoscut pe maestrul Liviu Ciulei, am avut șansa să iau un interviu. Dar nu să-mi vorbească despre el și despre ce a făcut în Teatru Românesc, ci despre Moțu Pitiș. Era în 2007, anul în care Moțu a plecat și când i-am spus că vreau să
mă întâlnesc cu dumnealui și să-mi vorbească despre Mățupitiș pentru ediția de colecție pe care o făceam la Jurnalul Național și pe care eu dedicasem. Da, despre Mățu vreau să vorbesc. Și m-am dus, n-am să o iei niciodată acasă, în spatele Teatrului Național, mi-a deschis și am stat de vorbă față în față și când l-am întrebat ce face, mi-a spus să fac case. Se retrăsese, nu mai avea treabă, pentru că nu mai auzea foarte bine și era atât de fericit pentru că se afla la planșa aceea unde desena și unde construia case. Era bucuria lui de moment și întâlnirea aceea n-am să o iei niciodată. Tatăl lui l-a obligat să facă arhitectură, ca și el, să facă teatru, dar s-a întâmplat atunci nenorocirea cu tremurile în 40, se știe. Da. Bine, noi o știm. Da, el a basculat tot timpul între astea două și din când în când avea discuții despre chestia asta. Știu că venea Helga, soția, și nu venea și ăsta micul Thomas, care și el e regizor de film, m-a jucat într-un film de-al lui. Și din când în când apărea chestia asta cu spațiu în discuții. Pentru că ce n-am știut eu, Thomas a făcut un film despre, în memoria tatălui său adoptiv, un film despre niște scenografii pe care noi nu le-am văzut, ce a făcut prin Germania, prin Statele Unite și pe unde a fost. Niște, deci, dacă vorbim de case de producție din astea cu foarte mulți bani, în care el s-a putut desfășura, eu am văzut niște scenografii care m-au lăsat mască. Și pentru faptul că m-a preocupat chestia asta, că am făcut liceu de arte plastice înainte, știam despre ce este vorba și cum anume se raportează la spațiu. El nu era un pictor de decoruri, el vedea tot un spațiu, gândea scenografia ca pe un arhitect, era, gândea structura, gândea părțirea spațiului diferit, nu făcea desenașe și oricele și chestii. Așa e. Extraordinar. Deci extraordinar. Făcute pe la astea uriașe, decoruri de operă și de... Da, Doamne, cât de frumos! Mulțumesc mult pentru această întâlnire, pentru această discuție. Îi rog pe cei care ne-au urmărit până acum să nu se necăjească pentru că a fost așa de lungă discuția. Le mulțumesc pentru că ne-au îngăduit și mă bucur că rămâne în Arhiva Muzeului Național Literaturii Române un asemenea gen de întâlnire. E o discuție despre oameni care nu mai sunt, o discuție despre oameni care au lăsat ceva în urma lor și pe care noi îi purtăm în suflet, cel puțin noi. Da. Și câtă vreme, se spune că nu mor niciodată atâta vreme cât trăiești în sufletul cuiva. Și eu cred că asta e cea mai frumoasă definiție pentru nemurire. Nu? Eu am să dau răspunsul ăsta într-o întâlnire viitoare, pentru că complexitatea acestui lucru pentru moment mă depășește. Am înțeles. Asta cu moartea încă n-am mai epuizat-o, dar sunt în studiu. Da, am înțeles. Mulțumesc mult, Mihai Gruesandu. Mulțumesc pentru această întâlnire și mulțumesc că sunteți alături de Muzeul Național Literaturii Române de fiecare dată. La lansări, la evenimente, la proiecții. În cealaltă clădire. Clădire, da. Așa este, așa este. Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine la, să mai interesat termina caseta, dar să ne vedem cu bine și la caseta viitoare. La caseta viitoare, când o să încercăm o definiție a poeziei. Nu? Dacă nu avem una, o să dăm mai mult. Foarte bine. Mulțumesc mult, mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit până acum. Le mulțumesc colegilor mei, Dan Batamaniu, care ne-a fotografiat și a avut grijă să ieșim foarte bine în fotografii. Face niște portrete cu totul și cu totul speciale. Abia aștept. Și bineînțeles îi mulțumesc lui Gris Toica, colegul nostru care a avut răbdare cu noi atâta vreme și care se află mereu alături de noi. Și vă mulțumesc noastră pentru că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la canalul de YouTube al Muzeului Național Literaturii Române. Vă mulțumesc și pentru că ați dat like acestui videoclip și nu trebuie să uit să vă mulțumesc și pentru faptul că ați apăsat acel clopoțel pentru notificări. Până data viitoare, când ne vom întâlni la Poezie și Creație, numai bine tuturor!